Sala Sporturilor Romeo Iamandi a găzduit astăzi campionatul național de judo sub 12 ani, etapa pe Euroregiune. La competiție au participat cluburi de tradiție din 8 județe, printre care și Buzăul. A devenit deja o tradiție ca Buzăul să găzduiască competiții sportive de anvergură la nivel național. Una dintre ele este și campionatul rezervat copiilor cu vârste de până la 12 ani. La eveniment au participat luptători din Brăila, Focșani, Adjut, Constanța, Galați. Gazdele au concurat cu sportivi de la cluburile Sacura, Metalul Beta și CSS Râmnicu Sărat. Disputele au fost foarte apreciate de puțini spectatori prezenți în sala sporturilor Romeo Iamandi. Deci Buzăul participăm cu în jur de 40 de copii, inclusiv Râmnicu Sărat, mă refer la județ. Sperăm să mergem mai departe în finala pe țară cu cel puțin 12-14 copii. Ultima performanță înregistrată de judoka buzoien a fost medalia de argint obținută de Narcisa Ion la etapa de campionat de la Onești la începutul lunii aprilie. Sportiva legitimată la clubul Metalul Beta a câștigat locul 2 la categoria plus 63 de kilograme.